Pictura murală de dimensiuni remarcabile din campusul studențesc din Iași, intitulată Copacul Vieții, a fost realizată în 8 zile. Artistul care a conceput-o este un fost absolvent al Universității Tehnice, Gheorghe Asachi. După mai multe schițe, cumva am ajuns la varianta asta cu copacul supradimensionat pe care cresc clădirile facultății, clădirea rectoratului la bază și deasupra ei sunt siglele universității. Iar de acolo, la bazele ramurilor, se află ilustrate clădirile facultăților din universității. Ele cumva au fost reproduse după harta campusului. În vârful ramurilor, cum ar veni, se află clădirile din campus, căminile și alte, nu știu, zone de interes, cum ar fi părculețile noi amenajate din față la T1 și T4. Trecătorii admiră opera supradimensionată de pe fațada căminului. O altă notă, altceva. Un pic de culoare, nu? Un pic de culoare, un pic de tinereție, toate la un loc, dă bine. E foarte frumoasă, măcar acoperă un pic fațada clădirii și dă un pic un aspect mai tineresc față de cum era pe vremuri. Interesantă, aducătoare de multă bucurie, culoare, optimism. Și cred că cadrează excelent cu zona în care este plasată. Totuși suntem în campusul Tudor Vladimirescu, aici unde mustește de tinerețe, ca atare este o potrivire minunată. Ideea este de aplaudat și sper ca orașul să se umple cu astfel de... Până la urmă, chiar este o operă de artă. Da. Este o lucrare foarte interesantă, foarte vie și atrage privirile trecătorilor care trec pe aici. Copacul Vieții a devenit deja un punct de atracție, fiind apreciat nu doar din punct de vedere estetic, ci și pentru mesajul său profund.